Am încheiat ședința Biroului Politic Național al Partidului Național Liberal. Am început cu prezentarea situației politice la zi și, desigur, am analizat toate subiectele legate de ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă de timp, inclusiv prezentarea deciziei și aprobarea ei de către Biroul Politic în ceea ce privește întreruperea dialogului politic cu Partidul Social Democrat, concomitent cu luarea deciziei pentru a rămâne cu miniștrii și secretarii de stat în continuare pentru asigurarea actului de guvernare. Da, s-a tranșat, s-a rupt dialogul cu PSD-ul, dar nu s-a rupt și guvernul, rămân acolo miniștrii PNL. Domnule Stamule, motivul până la urmă care este, ca să ne lămurim? Rămân acolo de teamă să noi ce sau ca să nu se întâmple noi ce? Nu plecăm din propriul guvern. Noi mai sunt 2 luni până se termină acest mandat și țara trebuie să fie guvernată. Sunt o grămadă de proiecte pe care le coordonează miniștrii noștri. Dau un exemplu. Tot procesul ăsta de Schengen, de aderare la spațiul Schengen, a avansat foarte mult în timpul domnului Predoiu. Că astăzi ni s-a spus că am făcut progrese, dar nu suntem pregătiți, nu înseamnă că nu s-au făcut avansuri considerabile. S-a întors domnul Boloș de la Bruxelles, unde a negociat cadrul pe 7 ani pentru reducerea deficitului. S-a acceptat păstrarea cotei unice, s-a acceptat... Ne luptăm pentru menținerea plafonului la IMM-uri la 500.000. Toate astea sunt proiectele noastre pe care noi vrem să le apărăm. Deci știm clar că PSD vrea impunerea impozitării progresive, vrea să reducă la 90.000 pragul de impozitare pentru micro-întreprindere, are o agendă economică complet diferită de a noastră și este vital ca Partidul Național Liberal să nu le permită acest lucru. Mai sunt 2 luni, în următoarele 2 luni, peste 2 luni românii, nici măcar 2 luni, vor decide cum va arăta viitorul Parlament și vom vedea ce coaliții se vor face cât din decembrie. Cât de mare e frica că o să vă fure primarii dacă ieșiți de la guvernare, că primarii o să zică nu mai avem aici niciun fel de sprijin, hai să ne ducem repede spre ceilalți. Legal nu pot să-i fure, dar cu siguranță că pot face tot felul de promisiuni nesustenabile, dar un partid serios nu își dă jos propriul guvern. Ca să ne fie foarte clar. Deci toată lumea zice, domnule, de ce n-ați făcut... Dom'le, noi suntem un partid care își asumă actul guvernării. Mergem până la capăt în mandat. Când mai avem dialog cu partenerii noștri, asta este realitate. Nu mai discută președinții deloc și nici liderii de la vârf. Mai sunt 1 lună, nici măcar nu mai sunt 2 luni, se închide povestea asta. Guvernul va supraviețui astea 2 luni, mai ales că fiecare ministru știe ce are de făcut și după vedem ce mandat dau românii viitorului Parlament. Cât de liniștit... stă acum PSD-ul sau neliniștit, habar n-am, domnule Bodoc, după decizia de azi? Decizia de azi era de așteptat, pentru că nu e nicio surpriză pentru mine. În momentul în care ne-am angajat că guvernăm cu, mă rog, cu antiemeticele de rigoare, ne-am angajat că guvernăm împreună pentru a asigura stabilitate în România și pentru a asigura o continuitate a politicilor. Ca oameni de onoare, eu am sperat că miniștrii vor cere să rămână în guvern. Programele și toate aceste lucruri care se fac în guvern sunt realizări ale guvernului, indiferent dacă ele sunt susținute de un ministru sau altul. În ceea ce privește ipotezele lansate de domnul profesor cu privire la scăderea unor praguri sau creșterea unor impozite, astea sunt eventual din globul de sticlă, pentru că domnul Marcel Ciolacu a spus și Partidul Social Democrat a spus că nu vor fi creșteri de taxe și că nu se vor modifica. Până una alta, ministrul PNL al finanțelor, pe care îl cunosc foarte bine, e profesor la universitatea unde sunt și eu, a fost cel care a venit cu tot felul de chestiuni alarmante, pe care până la urmă, inclusiv colegii de la PNL, le-au invalidat și l-au... Păi stați că aici e un skepsis. S-ar putea ca domnul Boloș să vină mereu cu chestii alarmante, să nu să zică că n-a zis cineva care o să fie realitatea.
Că observați cheia în care domnul Boloș discută. Nu pot să exclud această componentă, de pildă, când e vorba de crescut TVA-ul. Nu pot să nu mă gândesc că la deficitul pe care îl avem va trebui să facem ceva. După care nu mai zice exact ce trebuie să facem, dar vine așa cu tot felul de avertismentele astea deghizate, mascate. PSD este introdus impozitul progresiv. Deci ei spun foarte clar, peste 6.000 de lei, vin cu gogorița asta de impozit regresiv, care deva progresiv citit invers, dar prezintă până la 6.000 de lei. De la 6.000 de lei net, adică de fapt, ca și cum noi am fi bogați de la 6.000 de lei, Dumnezeu cu mila, nu spun cifrele, spun doar că o să vedem ce facem. Adică ai până la 6.000 de lei 10% și pe 6.000 de lei 20%. Iar un coleg de-al dumnealui ne-a zis că peste 4.000 de euro 45-50%. Adică hai să penalizăm oamenii care muncesc ca să nu știu ce. Nici nu mai spun că vor falimenta toate autoritățile publice locale, în primul rând comunele și orașele mici, dacă aplică această politică. Iarăși, în discuțiile noastre din coaliție, domnul Ciolacu a spus așa, antreprenorii nu ne votează, nu mai deranjează să cobor de la 500.000 la 88.000 praguri. Asta e realitatea. Deci, ei au spus foarte clar, nu mă interesează. Deci, de la 500.000 la 90.000 nu mă afectează politic. Avem 350.000 de antreprenori IME-miști în România care beneficiază de pragul de 500.000 și eu vreau să le transmit tuturor, atâta timp cât e PNL la guvernare, pragul nu se modifică. La fel și cota unică, faptul că se dorește să se ia bani din buzunar românilor prin impozitarea progresivă, adică și de la 6.000 de lei în sus, ai devenit brusc bogat. Unde, pe ce planetă ești bogat de la 6.000 de lei în sus ca să-ți crească PSD-ul taxele? Asta e o realitate promovată de comunicatorii PSD. Chiar există acum, o să... Există tot felul de studii care arată clar, impozitarea progresivă a creat cele mai mari disparități. Deci este o minciună că Gini, că se echilibrează. Deci lumea care vrea să muncească nu trebuie să fie penalizată că vrea să muncească mai mult, doar pentru că niște oameni care cred în socialismul științific vor să crească taxele. Bun. Socialismul științific și-a demonstrat valimentul. Să readucem acum, prin tot felul de inginerii fiscale, este de tristă amintire faptul că... Cum să discutăm despre impozitul progresiv astăzi ca principal mesaj al PSD-ului? Domnule Stamule, ați participat vreodată la ședința de coaliție și l-ați auzit? Da, stați puțin. Dumneavoastră știți foarte bine că colegii mei sunt acolo. Noi nu vorbim la partid după sau ce. Haideți să nu... Stați puțin să și răspundă. ...face această afirmație și vă rog foarte mult să vă controlați afirmațiile. Eu aveam o părere bună despre dumneavoastră. Dar, domnul Bodog, eu vă spun discuțiile avute în cadrul coaliției. Domnule Stamule, n-ați participat la nicio ședință? Bine, dumneavoastră ați participat... Ca să știți dumneavoastră ce a fost, ați participat dacă spuneți de mine că n-am participat. Să vorbiți lucruri de pe care eventual le ghiciți în loc. Dar eu nu le ghicesc. Colegi de-ai mei de partid, povestesc ce se discută. Premierul României a spus că nu vor fi modificări de taxe, iar acea modificare de prag de care vorbiți dumneavoastră, știți foarte bine că a fost discutată la Bruxelles de către ministrul dumneavoastră. Și nu e, acea modificare de prag nu este inclusă în PNRR, este doar reforma fiscală, ca să ne fie foarte clar. Și s-a discutat dacă se facă sau nu, noi am spus nu, iar colegii noștri de coaliție, adică colegii noastre, au spus că nu îi deranjează electoral. Ca să fim foarte clar. Adevărat. Nu este adevărat. Nu e bine că nu e adevărat. Asta. S-a rezolvat problema dacă îl pune Ciolacu, dacă este președinte, dacă l-ar pune pe Ciucă premier, că dă asigurări de dimineața până seara, că așa se va întâmpla. De data asta, domnul Ciucă n-a mai rezistat. Cred că i-a ajuns cumva până aici cu toată brobodeala asta și a ținut neapărat să puncteze că ar vrea să se termine odată pentru totdeauna cu această retorică venită de la șeful PSD. N-a spus-o doar odată. Și asta e adevărat. N-a spus-o doar odată, a spus-o de nenumărate ori și acum i-am spus, când a zis-o odată, am zis poate fi. Când a zis-o a doua oară, zic, nici măcar n-a vorbit cu mine. Când a zis a treia oară, am spus foarte clar că se alintă. Premierul Marcel Ciolacu, împreună cu echipa domniei sale, au zis, bă, cum putem noi totuși pe ăștia să-i ținem acolo, la nivelul respectiv? Hai să-i spunem că îl punem pe Ciucă premier. Da. Pe Ciucă l-a întrebat cineva? A, deci credeți că e o propunere otrăvită, de fapt? Da, cum să nu? Nu e otrăvită, e cu ceanură.
Da, s-a supărat poate, domnul da, Ciucă poate, pe aceste poate insinuări. Că domnul Ciucă are dreptate pentru că după data de, să zicem, 24 sau 8 decembrie, 24 sau 8 decembrie, nu va mai fi președintele partidului și nu are cum să-l mai pună premier. Dar revenind la ceea ce a spus domnul Stamule, mie mi se pare extrem de grav să spui că n-ai nevoie de antreprenori și de votul lor. Pe această cale informez onor domnul Marcel Ciolacu că în afară de cât a spus el că suntem noi antreprenorii, o mânuță acolo, inconsistentă, în țara asta mai sunt și 800.000 de fermieri cel puțin, care cu toții au soții și copii. Antreprenori și ei. Și ceilalți care au creat și SRL-uri, care au PFI-uri, PFA-uri, da? Și la rândul lor constituie și ei un gros. Nu poți să faci așa, așa asemenea afirmație, dacă a făcut-o este extrem, extrem de grav. Da. E ceanură sau e praf în ochi? În ce registru suntem? Deci, PNL are astăzi un discurs în care vine să spună, domne, noi rămânem la guvernare, deși suntem morți de supărați pe PSD, dar rămânem la guvernare ca să le blocăm abuzurile. Și atunci, ok, zicem, hai să ne uităm un pic la abuzurile PSD din ultimii ani. Suprataxarea contractelor part-time. Unde e acest PNL salvator Superman care a blocat suprataxarea contractelor part-time? Unde este Superman PNL care a blocat, de exemplu, sau care a luat măcar vreo măsură când au ieșit scandalul cu Azilele Groazei? Patronat de PSD scandal. Unde a fost PNL în momentul în care Nordisul a explodat, că apropo explodează de vreo 3 ani de zile, că sunt zeci, sute de procese în instanță pe acest subiect. Unde este PNL-ul când vorbim de taxa pe boală care a distrus mii de familii în niște momente cheie? După aia au venit și s-au lăudat că au îndreptat-o, dar au îndreptat-o așa, un pic, pe niște categorii, nu pe toată. Taxa pe boală a rămas în continuare pe mai multe categorii. Deci, de ce am crede noi astăzi, PNL, că poate să salveze orice, în momentul în care, în ultimii 3 ani de zile, în toate scandalurile în care PSD a ținut linia și a făcut mult rău românilor, PNL s-a uitat așa și a zis, ok, bine, o fi, hai să treacă de PSD. De ce, domnule Stamule? Că e campanie electorală? Să ne aducem aminte, în 2021, AUR cu USR, deci în această formulă, au depus moțiune împotriva guvernului din care făcea parte USR. A fost o premieră istorică, după care, în ciuda mandatului dat de români de a guverna, cu bune și rele într-o guvernare, că nu e nimeni cel mai bun prieten, ne-am trezit într-o zi că, așa, într-o scenă de asta, toți în piramidă, în sala Transilvania, au zis, noi ne luăm jucăriile și plecăm acasă. Deci, această majoritate de astăzi a fost generată de plecarea USR din guvern și susținerea de unei moțiuni împotriva propriului guvern, împotriva cei de la UR. Deci, asta este evenimentul care a declanșat această situație. Ca să nu... Doi, povestea cu Azilele Groazei. Premierul Ciucă a primit sesizarea, a dat DICOT și tuturor organelor competente situația, s-a făcut anchetă, iar când avem domnul Ciolacu, era atât de avansată ancheta, încât n-a mai face nimic. Dacă nu era premierul Ciucă care să trateze corect speța, să trimită organelor competente, probabil că era pus sub preș acest scandal cu Azilele Groazei. Pentru cine știe procedură și cum este un proces ireversibil, este un caz ca la carte. Deci doamna Turda, era Mădălina Turda, cu Turza, nu mai știu cum o cheamă, care a primit sesizarea, a dus-o premierului și a trimis direct către organele competente. Povestea asta, că de ce suntem noi în coaliția de astăzi? Păi suntem în coaliția de astăzi pentru că partenerii noștri de coaliție, în ciuda mandatului dat de cetățeni, au plecat singuri de la guvernare. Iar asta este o dovadă uriașă de imaturitate politică. Și acum politică. Vă fac curte. Poftim? Dar nu discutăm. Noi am spus foarte clar. Am avut această situație cu PSD. Dacă, la fel, dacă vă uitați în Germania, a existat o mare coaliție, care odată când a câștigat CDU, sau a fost o perioadă, s-au aliat cu liberalii și au făcut o majoritate. Acum, pentru a câștiga de SPD, deși au fost de două mari coaliții, e o coaliție de stânga cu Verzi și cu Verzi și cu liberalii. Deci, noi nu... Sigur că preferăm o coaliție de dreapta. Trebuie să ne permită matematica parlamentară și trebuie să dăm dovadă de maturitate politică. Guvernarea e o chestie în care îți înaintezi agenda politică, nu care îți iei jucăriile și pleci. Dacă nu eram noi să blocăm toate nebuniile PSD, de ce anul trecut au vrut să naționalizeze pilonul 2?
Deci ne-am trezit cu un amendament la, la modificările fiscale care Scioprionul 2 dispare. Asta e realitatea, de-aia trebuie să stăm acolo. Au venit cu alte amendamente de la 8 la 16% impozit pe dividende. Asta e o realitate, iarăși. Deci ne-am trezit cu, deci noi ne-am luptat cu ei ca să păstreze actuala fiscalitate. Sigur că nu am putut câștiga toate meciurile, că de-aia e o coaliție, mai lași de la tine ca să poți să-ți avansezi agenda politică. Dar să spunem că nu s-a întâmplat nimic, păi dacă noi nu eram la guvernare, Bogdan, era 100% impozitare progresivă. Ce motiv ar avea să rămână? Hai să vedem. E vreun motiv pe care îl vedeți pentru care PNL-ul să rămână, dacă astea sunt neconvingătoare cu fraudatul alegerilor, cu nu știu ce alte lucruri? Domnul Mușat, de când vin eu la dumneavoastră la emisiune, de foarte mult timp, s-au întâmplat cel puțin două lucruri. Unul, am mai albit și mi-a mai căzut păr în cap. Și doi, la mână, domnul Ciolacu își urmează cu conștiinciozitate strategia descrisă de la bun început. Aceea că va mima competiția cu PNL, cu care, de fapt, dânsul domnul Ciolacu cu domnul Ciucă sunt foarte buni prieteni, pentru ca, după alegeri, să pună ouăle în același coș. Folosesc cuvintele dânsului. Și asta vedem că se întâmplă. Totul se desfășoară conform planului stabilit. De la bun început, de acum 2 ani de zile, nu e nimic deraiat, nu este nimic extraordinar ce se întâmplă. Totul este această piesă pe care o joacă. Acum, sigur că am văzut cu toții filme în care e polițistul bun și polițistul rău. Da, am văzut chestii de-astea. Problema este însă că pentru cetățean, este însă că în ultimii 2 ani de zile au crescut taxele de 2 ori, le-a crescut și domnul Ciucă, le-a crescut și domnul Ciolacu când au fost prim-ministri. Anul acesta au crescut, s-au introdus 2 pagini de creștere de taxe, poate că populația nu le știe și nu le reține pentru că multe taxe sunt invizibile pentru 95% din locuitorii acestei țări, da? Sunt taxe pe care marile companii, pe care băncile, pe care petroliștii le plătesc și care se regăsesc în prețul benzinei, în dobânzile la credite și așa mai departe. Da? Și populația nu le știe, dar sunt 2 pagini de creștere de taxe. Și acest derapaj fiscal trebuie stopat. Ăsta este, de fapt, unul din obiectivele fundamentale ale noastre și ale mele, pentru că dacă există un motiv pentru care sunt activ în viața politică și în spațiu public, este acela de a opri această guvernare de dragul guvernării. Nu, trebuie să ai niște valori, trebuie să ai o identitate, trebuie să te lupți pentru ele. Fără creșteri de taxe, trebuie să anulăm toate prostiile care s-au întâmplat. Nu este suficient să vorbim că vrem să apărăm cota unică. Cota unică oricum nu mai există, aici suntem cred că de acord cu toții, pentru că au sfărâmat-o ei. Ei au sfărâmat-o în toți acești ani și o vor să o sfărâme în continuare. Domnul Ciolacu vrea să o sfărâme în continuare, după care să vină să ne prostească din nou spunând, dar nu v-am spus că nu mai e unică. Păi nu mai e unică, pentru că tu o sfărâmi an de an. Și acest lucru trebuie reparat. E, în linie cu discursul că USR-ul cu AUR au făcut o mare prostie atunci cu moțiunea de cenzură, vine și această persiflare a noii moțiuni de cenzură lansate de USR. Așa. Vedem ce spune domnul Ciucă și vorbim imediat. Ok. Am fost foarte impresionat de această solicitare absolut politicianistă, pentru că în momentul de față, oricine trebuie să se uite la 2 lucruri absolut exacte. Cifrele parlamentare, prin care să putem să ducem la bun sfârșit un astfel de demers, și 2, timpul rămas până la momentul în care intră în procedură, se finalizează și alegerile parlamentare. Ca atare, este absolut lipsit de sens. Da, e lipsit de sens, e derizoriu, e cum e? Nu mi se pare neapărat fascinant, sau să zic așa, nu mi se pare impresionant că domnul Ciucă habar n-are câte voturi sunt necesare pentru a trece o moțiune de cenzură și habar n-are că în Parlament avem aceste voturi, dacă ar vota și PNL. Sigur, e dificil cu calcule, cu matematică, cu vorbitul în general, dar poate că află la un moment dat și șoptește cineva și spune că da, astăzi avem suficiente voturi și PNL și USR, UDMR, minorități, Forța Dreptei, Reper. Nu, dar dacă ar vrea să vină, cu siguranță s-ar putea trece această moțiune. Dar problema e următoarea. Motivul real pentru care acești oameni nu vor să iasă de la guvernare, adică joacă așa un adio, dar rămân,
este pentru bani. Este pentru primari care vor să fie conectați în continuare la bani, la fondul de rezervă. Că domnul Ciolacu doar n-au nu să zis fie, că le frică fie... că le fug primarii acum sau că trag la altă căruță dacă nu... Sigur că da, pentru că asta a fost principalul pix prin care au putut să păstreze oamenii aceștia. Dar să nu ne mire, pentru că dacă eu am auzit astăzi răspunsul halucinant cu PNL a fost la guvernare ca să rezolve ca un caz, ca la carte, a zilele groazei, dumneavoastră înseamnă că nu știți cum s-a rezolvat cu situația cu azilele groazei. Au fost făcute controle, a ieșit după aia societatea civilă, s-a dus acolo unde au fost făcute controle, să arate că controlele respective au fost greșite. Acum, astăzi, legea care a fost promisă de către guvern încă nu a trecut, iar în azilele respective ale groazei, astăzi, în timp ce noi vorbim acum la emisiunea aceasta, sunt în continuare cazați bătrâni care trăiesc în niște condiții îngrozitoare. Bun. Iar asta este la moțiunea de cenzură, că dacă vă întoarceți câte 7 căsuțe în spate, da, nu mai înțelege nimeni în firul logic. Da, domnule, am de făcut o completare la ceea ce a spus domnul Glăvan la comentare, un comentariu care trebuie prelungit, pentru că subscriu la ceea ce a spus domnul Glăvan. PNL cu PSD sunt în brațe, mimează absolut tot, paranteză, ar trebui să verificați, domnul Stamule, cu toată onestitatea, în multe comune conduse de primari PNL, se e împânzit cu afișe cu Marcel Ciolacu. Revin și spun, pentru că păi ce, după alegeri... Acum, ce n-au voie, adică unde e primar PNL, nu mai are voie nimeni să-și facă campanie electorală? Dacă, că nu sună dacă, prea bine, nu, nici nu, pentru nu, dumneavoastră. Păi pentru mine sună foarte bine. Asta păi mă indică blatul pe care îl fac cele două partide și revin și spun, păi mai am o completare. Păi acolo afișe, ați încercat da, să puneți afișe? Nu facem zic așa, nu punem afișe. Că, haide să... Eu am curiozități. Mă duc și spun așa. După 1 decembrie, din anul 2025, vom avea așa, PNL cu PSD, ăsta e scenariul pe care și l-au propus, domnul Ciolacu și l-a propus în mod special, și cu AUR trimis frumos de tot în opoziție ca să nu deranjeze pe nimeni. Și domnul Ciolacu, președinte, dacă imaginea asta vă spune al ceva... Al cui e calculul? Al domnului Ciolacu. Al domnului Ciolacu, da. Că PNL-ul ați văzut, suspecta că domnul Ciolacu l-ar curta pe AUR, ar vrea să-l bage într-o guvernare. Nu, PNL este cu PSD, pentru un tango e nevoie de doi. Și în numele acelei stabilități pe care o tot auzim de 2 ani de zile și nu mai are nicio noimă de înțeles acest cuvânt, ei vor rămâne împreună, este sigur și clar, nu? Dar chiar, domnule Bodog, planul de rezervă care e? Ăsta cu AUR la o adică? Cu un AUR mai curățel, mai cu oameni care trec la PSD sau se dezafiliază, dar numeric sunt suficienți? Nu există niciun plan de rezervă. E din același registru în care eu aș spune că Mișcarea Română renaște și cu domnul Ciolacu vor conduce împreună cu rușii. Exact din aceeași, exact din același registru. Da. Eu vreau să vă spun că cei care vor decide cine va guverna România vor fi românii la urne. Avem două seturi de alegeri, unul, două etape, vorbesc de alegerile prezidențiale și alegerile parlamentare. Procentele pe care partidele le vor obține la alegerile parlamentare vor da guvernul, vor da prim-ministrul, nu eu, nu domnul Tănase, nu doamna Buzoianu vom stabili că va fi prim-ministrul României, ci românii vor stabili la urmă. Da. Cu un singur amendament, trebuie să înțelegem un lucru, domnul Bodog. În cabina de vot, omul este liber. Aș vrea să spun și eu ceva. Corect. Aș vrea să despre emoțiunea de cenzură. Partidul Național Liberal în 2019 a reușit să dea jos un guvern al PSD. Însă, ne-am dus la fiecare grup politic. Noi am negociat textul moțiunii de cenzură și conform priorităților partidului pe care l-am rugat să susțină moțiunea. Păi și nu v-au sprijinit și PSD-iști? Nu. A fost, a fost domnul Ponta. Că nu vă ieșeau voturile dacă nu... A fost domnul Ponta, care nu era în PSD, era pro-România, care a votat moțiunea de cenzură. Dar nu era în PSD. Deci domnul Ponta a fost acolo pe din partea... Arcul ăla guvernamental de pe din vremea aia... guvernamental. Alde și păi Ponta, asta zic. Dar nu erau în PSD. Nu erau PSD, dar au mai noi fost... am abordat foarte serios procesul de moțiune al cenzurii. Nu era ca și cum... Păi și ei și-au dat jos cumva proprii ministri. Pentru povestea, doamna Lasconi și face un live în mașină și zice, veniți să rezonați moțiunea că nu știi mai bine ce să scriem în ea. Asta nu e o abordare serioasă. Păi dacă tu dorești să susținem moțiunea de cenzură, vii, vedem textul, negociem pe el, pentru că unii au niște priorități, alte priorități. Bine, am chemat-o pe doamna Lasconi pentru un an ca să discutăm textul.
Și s-a făcut că n-aude. Azi că nu doamna e serios. Doamna Lasconi, că unde ar vrea text să aibă loc întâlnirea? Păi nu, dar ea trebuia să vină la toate și unii și alții. Păi nu, da, noi ne-am dus la toate partidele. După niște chestiuni de asta de formă, da, că era cu bancheta din spate și nu pe locul din față. Asta că am chemat un Modrogan. Doamna Lasconi zice cu cafeaua. Păi doamna Lasconi nu a mai participat niciodată la un proces de moțiune de cenzură. Ea n-a văzut niciodată în Parlament, nu știe cum e, n-a dărâmat niciun guvern. Ziceți-mi noastră aici clar, așa, în două cuvinte, care ar fi condiția? Întrebarea concretă e că nu mai e timp ca să ne fie foarte deci oricum, și dacă, și dacă Modrogan, se începea într-un mod serios, se continua dialogul. Când tu anunți de pe telefon, în mașină, că vrei să îți susține cineva un text nevăzut. Și domnul Ciucă a anunțat într-un video pe Facebook că s-a rupt coaliția. A fost de la un interviu. Telefon în mașină? Nu, dar zic într-o filmare pe rețelele sociale. A fost la o emisiune, a dat un interviu, n-a suflat o vorbă. 3 minute după a apărut filmarea că rupem coaliția. Adică fiecare și alege modalitatea de comunicare. Ziceți, domnule, aici care să fie cadrul în care să vă întâlniți și la să discutați. Din moment ce la Parlament se poate discuta despre moțiunea de cenzură, acolo se votează, haideți la Parlament să discutăm. Dar, sincer, eu sunt surprinsă pentru că PNL dădea cu 3-4 săptămâni înainte, sigur, când l-a apărat pe domnul Iohannis să intre în Parlament, dădea toate argumentele de ce guvernarea PSD este absolut dezastruoasă pentru România. Că au atras zero fonduri europene, că au blocat totul, că sunt niște abuzatori, că au făcut o grămadă de lucruri împotriva democrației. Acum, câteva săptămâni mai târziu, v-ați dat seama că, de fapt, trebuie să discutăm serios motivele pentru care vreți să dați PSD-ul jos. Păi n-ați zis dumneavoastră că sunt atât de multe motive încât practic, adică trebuie să mă hotărâți. Orice moțiune se negociază, nu se trezește doamna Lasconi că strigea. Ok, am înțeles. Deci pentru dumneavoastră, de fapt, în realitate este o negociere politică, nu este că sunteți cu adevărat nemulțumiți de PSD. Dar noi facem politică, doamna Buzoanu, știați asta? Ce faceți noastră? Noastră faceți doar gălăgie sau faceți politică? Nu, stai aici, doar dumneavoastră faceți declarații politice. Gălăgie e una, politica e alta. Nu, dumneavoastră faceți doar declarații politice, pentru că... Permiteți-mi o secundă. Aș vrea să observăm și elefantul din încăpere, ca să citez un clasic în viață. Elefantul din încăpere sau de sub masă nu este acela că se mai poate întâmpla vreo minune în politica economică, externă sau de altă natură în această lună și jumătate. Nu, e evident că nu se mai poate întâmpla nimic. Elefantul din încăpere este acela că, rămânând la guvernare, PNL nu face decât să valideze implicit suportul pentru candidatura la președinția domnului Ciolacu, care foarte probabil, conform sondajelor, va intra într-unul al doilea și acolo urmează să-l sprijine. Asta este, de fapt, elefantul din încăpere. Eu îmi fac cruce, pot să zic, domnule, să nu se întâmple așa ceva, dar toate indiciile converg către chestia asta, că PSD va merge până la capăt cu PNL, pentru că au devenit cumva frați gemeni, va susține pe domnul Ciolacu în turul 2 și de asta rămân în continuare. Pentru asta nu e prea târziu să iasă de la guvernare. Domnul profesor, cred că are dreptate. Da? Normal. Zice, domnul Joana, zice, domnul Bodoc, ce știe? Există așa un semnal despre PNL că s-ar susține candidatul Ciolacu? Ar fi foarte bine dacă PNL la turul 2. Ar fi foarte bine. E puțin probabil că partidul își va asuma asta, însă oamenii care se uită la noi cu siguranță îl pot susține pe Marcus. Deci, noi avem 6 sondaje la rând, 6 sondaje, unde domnul Ciucă este între 17 și 19. N-am prea mai văzut sondaje pe aici. Domnul Burduja, de exemplu, care era pe locul 2. Deci, dacă n-ați credeți că aia sunt comparabile poveștile, sunteți naivă. Dacă n-ați credeți că poveștile sunt comparabile, sunteți naivă. Ia spuneți-mi dumneavoastră azi, ce s-a întâmplat la BPN-ul vostru azi sau ieri când ați avut de... s-a generat așa un scandal. Ia spuneți-mi. Care este relația cu Nicușor Dan de v-ați certat între voi așa de tare la BPN? Pe relația cu Nicușor Dan niciodată. Pe pozele din alea. Din contră, noi acum pregătim un pachet legislativ pe propunerile domnului Nicușor Dan și o să ieșim cu ele. Și PNL care iese la și cât, spune că adică susține pachetul acele... pachetul legislativ la 8%? Mă lăsați un pic așa să termin o propoziție? Așa. Ați zis că susțineți propunerile domnului Nicușor Dan. Abia aștept să văd cum veți bloca acele proiecte de legi în Parlament sau să vă asumați că într-adevăr susțineți proiectele domnului Nicușor Dan și să le treceți împreună. Dar legile sunt deja în Parlament, nu cele sunt pe care... mare parte din ele o nu mare sunt. Parte din ele sunt. Codul administrativ este... Pentru că eu am citit cele 20, chiar azi m-am uitat. Da.
o mare parte sunt acolo deja. Și apropo, e vorba de amendamente, cele care sunt în Parlament, e vorba de amendamente toxice trecute de PNL cu PSD, pe care Nicușor Dan le spune să ar trebui să le... De exemplu, pe legea administrării spațiilor verzi, unde eu am fost în comisie și unde am avut un rol foarte important. Așa, și știți că noi am blocat asta? Nu, ce minciună! Cum adică ce minciună? Deci eu am fost în comisie, dacă PNL dorea, trecea din primăvară cu administrație. Vai de capul meu, ce minciună! Partidul aveți majoritate și nu știam că sunt într-o majoritate. V-ați blocat pentru că a ieșit societatea civilă în spațiu public și nu v-a pentru fost că a existat o decizie politică în direcția asta. Politică, dar a existat decizia politică să nu faceți asta înainte de alegeri. Așa ziceți noastră, nu? Noi am blocat. Și noastră a zis că nu noi am blocat. Pe cine am blocat dacă nu o parte a majorității? Să aveți grijă să nu faceți parte din delegația PNL-USR care se duce să vorbească acolo despre planul de viitor. Din ultima delegație și am înțeles să aveți grijă să nu fiți acolo, că aruncați în aer toată înțelegerea. Listele pentru prezidențiale, poziția numărul 1 după tragerea la sorți, Elena Lasconi, USR, poziția numărul 2, George Simion, AUR, 3, Marcel Ciolacu, PSD, 4, Nicolae Ciucă, PNL, 5, Kelemen Hunor, UDMR, 6, Mircea Joană, candidat independent, și după aceea restul lumii. Uite, mai avem Ana Birci al 7, Alexandra Păcuraru, unde-i domnul Orban? Pe locul 10 e locul domnul Orban. Da, e o listă formată din 14 candidați, 10 de la partide și 4 candidați independenți. Deja știm locurile, repet, de pe listă. N-are nicio legătură cu vreun top. E pur și simplu ordinea de pe listă trasă la sorți. Acum, nu știu câte pagini o avea buletinul ăsta, știe cineva? La câți? La 14 candidați? Câte pagini? 2-3 pagini. Da. Depinde, eu am văzut și buletine cu 4 și cu 6 candidați pe o pagină. Deci nu știm formatul în momentul ăsta. Nu. Nu știm. Dacă punem ștampila pe o parte și apare în căsuța de pe pagina 2, cum s-a întâmplat la locale... S-au anulat multe voturi. Prea multe voturi. Păi știți că domnul Toni Greblă poate din pixul dumnealui să stabilească care este formatul buletinului de vot. Și am putea și noi să avem ca un stat european, așa cum au toate statele din Europa în momentul de față, un buletin de vot pe o singură pagină. Sigur, dacă ne dorim să oprim fraudarea cu preștampilarea, cu imprimarea pe partea cealaltă, dar domnul Toni Greblă e un pic ocupat cu altele. Nu cred că o să fie neapărat prioritatea lui să asigure un proces electoral bun. Dacă vrea să oprească aceste lucruri, ar putea. E foarte simplu. Un buletin pe o singură pagină, așa cum se face în toată Europa. Da. Nu-i nimic, că la celelalte o să avem un volumaș. Dacă facem o pagină la președinție, o să avem oricum Parlament. Păi nu, ar trebui să fie peste tot o singură pagină. Da. La europarlamentare, de exemplu, care au fost și ne-am putut uita, toate exemplele de buletine de vot în alte state erau pe o pagină. Așa cum e civilizat să fie făcute. Da. Până atunci, discuții despre intrarea noastră în Schengen. Știți că este un nou Consiliu JAI și iarăși s-a întâmplat ceva, parcă ne-am trezit în filmul de anul trecut, eventual cu mici nuanțe. Premierul Ciolacu ne informa la prima oră că lucrurile arată bine, că e în contact cu cancelarul Austriei Nehammer și că sunt semnale optimiste. După care a venit domnul Predoiu, o să-l vedeți imediat, și ne-a lăsat cumva să înțelegem că și el se așteaptă la niște pași înainte, după care a venit ministrul de interne al Austriei, faimosul domn Karner, ăla de mințea pe toată lumea anul trecut, că da, și după aia era la fiecare vot, era nu. Hai să vedem cum au stat lucrurile. Eu mă aștept ca astăzi să facem pași înainte. Nu există niciun motiv practic pentru care să mai întârziem foarte mult cu această decizie. Nu se va lua astăzi această decizie, știm lucrul acesta, dar e important să fie un pas înainte. În orice caz, suntem pe un parcurs pozitiv. Un prim pas a făcut anul trecut, în mod logic trebuie să urmeze următorul. Lucrăm în fiecare zi pentru asta. Zunächst, ich habe gesagt, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir sind noch nicht am Ende des Weges. Ich habe gesagt, es wurden hier Fortschritte gemacht im Kampf gegen die illegale Migration. Ich habe die Zahlen genannt an der österreichisch-ungarischen Grenze von 13.000 auf 800 reduziert in einem Monat, konkret im Monat September. Das zeigt, dass Maßnahmen offensichtlich hier greifen. Frontex-Beamte, die hier zusätzlich im Einsatz sind. Und das ist ein wichtiger Punkt, dass wir den EU-Außengrenzschutz massiv auch verstärken. Und dass die bulgarisch-türkische Grenze eine sehr wichtige. Und
Und in der Richtung sollten wir auch die Gespräche ganz intensiv und konsequent auch fortführen, dass insgesamt für Österreich, aber insgesamt für den Schengen-Raum sich die Lage verbessert. Und offensichtlich zeigen die Grenzkontrollen, auch die Binnengrenzkontrollen, auch hier ihre Wirkung. Denn viele Länder haben jetzt ja mittlerweile Binnengrenzkontrollen eingeführt. Und das gilt es eben zu beraten. Und ich glaube, dass wir, wie gesagt, auf dem richtigen Weg sind, dass wir Maßnahmen ergriffen haben, die gut. Da, deci progrese, dar încă nu. Este mod evident că domnul Nehammer și-a schimbat discursul. Suntem pe drumul cel bun și foarte probabil la următorul Jai se va închide această discuție despre Schengen. Că asta cu drumul cel bun ne-a zis-o și anul trecut. Nu, a zis că... Deci ei n-au zis fundamental, România are o problemă sau... România este astăzi parțial în Schengen datorită eforturilor făcute de actualul guvern. Ni s-a transmis foarte clar că trebuie să vadă niște rezultate concrete care deja se văd. Probabil că vor să vadă că sunt permanente aceste rezultate și într-adevăr este o scădere masivă a numărului migranților care trece prin România aproape de zero chiar. S-a implementat tot felul de sisteme tehnologice avansate și Poliția de Frontieră și-a făcut treaba. Și astăzi, inclusiv acest argument pe care l-avea Austria că vin nu știu câte mii prin România, nu mai este valid. Păi nu mai este, dar ați văzut că am urmărit împreună declarația, da, unde s-a mutat discuția. Granița bulgaro-turcă e foarte importantă. Păi, granița, când nu e una, e alta, și mereu. Acolo, de la 13.000 la 8.000 este o scădere. Bun. Și cum uriașă. Noi suntem la pachet, dacă îi se pare lor că la granița bulgaro-turcă e o problemă... Eu cred că și bulgarii și-au făcut treaba din moment ce s-a scăzut de la 13.000 la 800. Da. E totuși o scădere de 95% a celor care au ajuns în Austria. Deci foarte probabil că noul guvern din Austria, care urmează să fie investit, unde va fi probabil o mare coaliție, uite, la austriești nu e rău să fie o mare coaliție, va avea o altă poziție mare în decembrie. Să nu-i cuprindă și pe extremiști, care sunt în primul loc. Fără extremiști, da. Dar nu a fost diferență mare între primul și al doilea. Bun. Cred că suntem pe drumul cel bun, zice domnul Carner, dar mai este mult de muncă, e nevoie de mult efort. Cred că... Adică... Da. Fiecare chestie pe care o spune pozitivă e anulată automat de a doua propoziție. Știți că noi avem un păcat, noi români. Ne repezim exact, să-mi scuzați expresia, că a rămas asfalt. S-a apucat premierul să spună, gata, trecem, facem, dregem, da? Nu e așa. Întrebarea fundamentală care trebuie să ne punem toți, oamenii inteligenți, ce vrea de fapt Austria de la noi, domnilor? Aici e întrebarea. Păi ce vrea? Nu? Păi asta e. Păi vrea ceva? Ce vrea? Sau păi, e cred că nu trebuie să răspund eu la această întrebare. Cred că România și-a rezolvat foarte mult problemele în acest moment. Dacă vorbim mai ales de granițele maritime, vă spun eu, și-au rezolvat-o, să zicem, autoritățile române, cot la cot cu Departamentul pentru Sancțiunea Statelor Unite, care a desantat frumos în ianuarie 2023 în portul Constanța. Și acolo sunt rezolvate lucrurile. Sunt ținute oarecum sub control. Deci aia e rezolvată. Granița, firește, aviatică e ok, a rămas granița terestră. Ce vor ei la schimb? E foarte păi simplu. Nu știu, ce suspectați, domnule Bodoc, că ar vrea la schimb? Că anul trecut am văzut înțepăturile guvernul, domnul Ciolacu, domnule, că îi pedepsim cu băncile, că îi pedepsim cu OMV-ul, că nu știu ce. Până la urmă, mă rog. Eu cred că pentru acest demers al intrării României în Schengen, inclusiv pe terestru, ar trebui să lupte toți, inclusiv cei din celelalte state europene, pentru că e și o barieră economică faptul că tirurile stau cu zilele în familiile românești. Eu nu fac procese de intenție Austriei, însă consider că atitudinea ministrului este incorrectă, dat fiind faptul că nici înainte nu era mare tranzit de migranți dinspre România, știm foarte bine de unde era tranzit de migranți și nu cred că România ar trebui băgată într-o oală comună în ceea ce privește problemele existente la nivelul granițelor cu Austria. De asemenea, cred că șeful politicii externe din România, domnul Iohannis, în loc să se plimbe, ar trebui să se ocupe și domnia sa și când a spus că toată lumea trebuie să pună umărul, începând cu cei din România. Nu doar primul ministru, nu doar ministrul de interne, cred că toți cei care au atribuții pe zona de politică externă și de ce nu domnul Iohannis, ar trebui să se ocupe și domnia sa de acest în loc să se plimbe cu avioane într-o parte. Bun, domnul Iohannis cred că și-a luat mâna de pe subiectul ăsta, că eu mi-amintesc că ultima oară când a fost întrebat, să fie vreo 3 săptămâni, nu mai știu pe unde era,
a zis, e un dosar care ar trebui finalizat. Mersi, zicem și noi, de niște ani buni. Poate e mai bine. Nu s-a mai aruncat în nicio direcție. Poate e mai bine că nu se mai implică domnul Iohannis, că cine știe, poate avem mai mari șanse să intrăm în spațiul Schengen. Acum știți, de vreo peste un an și jumătate, cei de la guvernare ne zic, domnule, avem niște succese. Urmează să se întâmple mâine. Visa waiver urmează să se întâmple mâine. Schengen, anul ăsta, nu anul ăsta, anul următor, nu anul următor, peste încă 3 luni. Ascultați-ne pe noi, știm sigur că asta se întâmplă. N-am văzut mari progrese, declarațiile din partea Austriei sunt reprezentanților Austriei sunt aceleași. Poate nu vor să ne facă austriecii un cadouaș electoral. Poate ia treceți voi alegerile voastre ca să nu se împăuneze nimeni și după aia mai vedem. Ce ziceți, domnule Crăvan? Eu nu știu, de ce ne-ar face Austria vreun cadou? Păi, cred că punem problema greșit. Problema este aceea că suntem în fața unui eșec al politicii externe. Principalul decident în politica externă este președintele Iohannis și acest lucru va fi îndreptat doar cu un nou președinte. Un președinte care să aibă demnitate și un președinte care să fie respectat și înăuntru și în afară. Așa se pune problema. Nu va face nimic cum n-a făcut. Domnul Ciucă, îmi pare rău, a tremurat degeaba acum 2 ani de zile sau 1 an de zile, nu mai știu cât timp a trecut, dar făcea 13-14 de emoție că vrea să fie în Schengen și a ieșuat total. Domnul Ciolacu la fel, domnul Iohannis la fel. Acești oameni trebuie să-și asume faptul că n-au reușit. S-a ajuns la un capăt de linie și trebuie să spunem, domnule, n-am reușit chestia asta, este un eșec. Da? Next! Stați-ți. Alții. Da. Să vină altcineva da. Care să fie respectat și să aibă o voce în Europa. În Europa cu avionul în ultimul an? Da, e foarte bine. Suntem în Schengen. Suntem în Schengen. Și eu o întrebare. Deci, cu avionul economic înseamnă ceva. Cum adică? Pentru cozile de sute de tiruri și pentru economia, să știți că e și numărul de ore economisite când te plin cu avionul. Avem 7-8 milioane de români care zboară cu avionul și care nu sunt turismele. Oameni care se plimbă. Gândiți-vă, care cu autoturismele, autocamioanele. Deci, asta e următoarea etapă. Dar prima etapă s-a întâmplat deja. România emite vize Schengen. Nu știu dacă știți, toți cei care vin în România primesc vize Schengen, tehnică, cu care oamenii se pot plimba. Păi nu, dar să nu vedem asta. E că să vedem și economic nu înseamnă mare lucru. După ce Moldova intră, nu e după ce Ucraina intră în NATO. Așa suntem. Bombonele. Mulțumesc, domnului Bodoc. Publicitate. Revenim apropo de migranți cu un caz foarte interesant în care ni se fac pachet niște cetățeni tocmai din Oceanul Indian pe o speță foarte complicată, iar autoritățile române dau din colț în colț declarații contradictorii între britanici, români și cei de la Organizația Națiunilor Unite, de la Comisariatul pentru Refugiați. Imediat! Revenim la final cu un caz interesant care are legătură tot cu migranții, că vorbeam ceva mai devreme. Se dau niște refugiați tamili din Sri Lanka pe insula Diego Garcia din Oceanul Indian, unde este, probabil că ați văzut prin filmele de acțiune, o superbază americano-britanică. Regatul Unit retrocedează zilele astea arhipelagul din care face parte și insula Diego Garcia statului Mauritius, păstrează, bineînțeles, porțiunea cu superbaza militară. Ce se întâmplă însă cu acești refugiați care ceruseră de multă vreme acolo azil politic? Păi, o parte dintre ei, câteva 10, înțelegem, sunt trimiși în România. Și aici intervine partea simpatică. Inspectoratul pentru Imigrări zice că nu știe că nu s-a primit o astfel de solicitare. În altul comisariat ONU pentru Refugiați confirmă că da, s-a solicitat acordul României pentru transferarea în centrul de tranzit de la Timișoara a acestor peste 40 de migranți. Cum stau? Nu cunosc speța, însă dacă ne aducem aminte, și românii erau migranți și refugiați înainte de 90, atunci când fugeau de comunism. Deci nu trebuie să privim acești oameni care sunt năpăstuiți de soartă ca o povară. Iar 40, adică noi discutăm acum despre invazie, nu știu de ce fel. Sunt 40 de oameni care au probleme în țările lor unde probabil există regimuri opresive și care au primit statul de refugiați conform Cartea 1. Și vor fi probabil împărțiți țărilor semnatare acelei carte. Iar noi vom primi 40. Și întrebarea e de ce ascundem noi chestia asta? Dar nu cred că e ceva de ascuns, pur și simplu. Poate mai ales din, că, într-adevăr, nu e vorba de... Poate fi din gruparea Tigri Tamil.
Ne aducem aminte. Acum, deci, ca cifră nu e cifră impresionantă, 40. România mai primi refugiați din mai multe țări din lumea asta, s-au întors în țările lor când s-a schimbat regimul, stau și au făcut familii pe aici. Deci nu e o tragedie că 40 de oameni vin în România. Majoritatea, avem 200 de mii n-au rămas. Majoritatea n-au rămas. Da, au deci... plecat pentru că știm de ce au plecat, cum au plecat și, și România. Acum înțeleg că acei refugiați sunt de multă vreme în acea bază. Erau ținuți acolo, tocmai că statutul ăla era incert acolo al acestor insule. Acum, mă rog, ele o să se ducă insulele astea înapoi, da, la Mauritius, sigur, unde, da, au fost problema, toate, dar... Însă, da, cumva, este un subiect prin care, de fapt, dăm târcoale unei probleme mai mari, aceea a împărțirii refugiaților în Europa. Că ăsta este adevăratul subiect. Și aici, după părerea mea, da, lucrurile trebuie să fie destul de limpezi. Acela că politica aceasta de subvenționare, practica imigrației, pe la care a recurs Uniunea Europeană, trebuie să înceteze, văd că încetează, văd că se schimbă optica politică și în Germania, și în Franța, văd că există și în Suedia. Da, și atunci să sperăm că încetul cu încetul ne vine la toți mintea la cap și înțelegem nu că refugiații sunt de vină sau că trebuie să facem vreo discriminare, ci că nu mai trebuie să încurajăm o imigrație necontrolată care nu părtășește nici una din valorile europene, care nu vine aici ca să se integreze, nu vine să muncească, vine pur și simplu să ciupească ceva. Da? Da. Nu știu. Nu cred că e cazul asta României să fie că vin să ciupească. Bun, asta să fie motivul pentru care partea română evită să discute despre chestia asta. Întâi zice că nu știe, după care zice, dar oricum, în centrul ăla ei nu stau foarte mult. Adică în centru de tranzit stau vreo 6 luni până vedem unde se duc mai departe. Unde se duc mai departe poate să fie inclusiv în România. Ies din centru și sunt integrați în societate sau nu. Acum, eu cred că politica trebuie să fie făcută cu puțin curaj, nu în general. Adică, da, dacă sunt oameni care au nevoie urgentă ca să le fie protejate drepturile fundamentale, este clar că trebuie să ne aducem aportul în această direcție. Ca un suport în această direcție, a ieșit recent un sondaj în care era foarte clar, 85% dintre români spuneau că văd imigranții ca pe o oportunitate în economia națională. Sigur, dacă reușim să integrăm, dar aici are și statul un rol de a integra acești oameni. Că dacă doar îi aducem aici și după aia nu așteptăm cu nimic să fie integrați... Da, concluzie. Haideți să nu ne ascundem după gard și să spunem lucrurilor pe nume. Am văzut ce se întâmplă în Europa din cauza migranților, ce se întâmplă la nivel european. Am văzut și urmărim și noi cu ochiul liber ceea ce se întâplă și în țările arabe, care spun ați luat fundamentaliștii, infractorii, da, și ați luat voi în Europa. Este un semn de întrebare, exact. dacă e un subiect pe care autoritățile române îl ocolesc. Mulțumesc foarte mult tuturor. Știrile nopții imediat. Pe curând.